Niculina Stoican, implicată într-un nou scandal. A fost dată în judecată de Olguța Berbec, protejata lui Petrică Mâțu Stoian. Un nou scandal răsunător în lumea muzicii populare. Până ajunge la tribunal cu Doru Gușman, impresarul lui Petrică Mâțu Stoian, Niculina Stoican va ajunge în fața instanței cu Olguța Berbec. Protejata regretului artist o acuză pe Niculina Stoican că i-ar fi furat o piesă. De ceva vreme lumea muzicii populare trece dintr-un scandal în altul, iar acum se pare că din nou Niculina Stoican e implicată, de data aceasta cu Olguța Berbec, protejata lui Petrică Mâțu Stoian. Olguța Berbec, protejata lui Petrică Mâțu Stoian, o dă în judecată pe Niculina Stoican cele două doamne ale muzicii populare românești vor ajunge în fața instanței. Asta după ce protejata lui Petrică Muțu Stoian, Olguța Berbec, o acuză pe Niculina Stoican că i-ar fi furat una dintre piese și o cântă deja la evenimentele sale. Acest lucru ar fi deranjat o teribil pe Olguța Berbec, care nu a stat prea mult pe gânduri și a înaintat proces. Nu am nimic de spus. Nu a început procesul este un proces public, vom vorbi când va fi cazul. Când va fi soluționat, va vorbi avocatul, a spus Olguța Berbec pentru fanatic, ro despre acest scandal. Niculina Stoican recunoaște că nu trece prin momente deloc ușoare, mai ales că e destul de afectată de moartea lui Petrică Muțu Stoian, dar și de scandalul cu Doru Gușman, impresarul acestuia. Nu trec prin momente foarte plăcute, nu vreau să dau nicio declarație pe acest subiect, a spus Nicolina Stoican cu privire la procesul cu Olguța Berbec, potrivit sursei citate. Olguța Berbec a fost mereu apropiată a regretatului Petrică Mâțu Stoian, mai ales că și în urmă cu cinci ani cântărețul i-a cântat acesteia la nunta cu Remus Novac. Mai mult de atât în acest an artistul i-a oferit cântăreței costumul popular al memei lui, după moartea acesteia.